Se întâmplă? Trece emoțiunea? Nu trece? Nu. Sunt suficiente voturi sau nu sunt suficiente voturi pentru a trece. Spuneți numele noastră și... Vasile Nedelu, senator. De la? UNEPR. UNEPR. Trece, nu trece emoțiunea? Băi, acum e problema ce ar trebui să se întâmple. Până la urmă ar trebui să treacă. Până la urmă să treacă și dacă e diferență de 1-2 persoane, cred că până la urmă apelul nostru către conștiința celor de la putere, câtorva de la putere, poate va conta și atunci poate că votul sau balanța se va înclina. Cred că ar trebui să treacă pentru că întreaga țară își dorește lucrul acesta. Credeți să trece emoțiunea, nu trece? La limită. La limită o să treacă? La limită între a trece și nu a trece. Depinde. Noastră cum votați? Eu votez pentru. De unde sunteți și cu moțiunea? Trece, nu trece? Deci trebuie să mai avem răbdare până la vot. Nu... Da, opinia dumneavoastră, așa, cum simțiți? În mod normal, cred că va trece. Da? De ce? Sunt destule voturi? Evident. Spuneți numele noastră și de la ce partid? PSD. Dar ceea ce m-a determinat ca să votez moțiunea sunt cetățenii din Giurgiu, sindicatele și pensionarii din Giurgiu. Așadar, veți vota... Voi vota moțiunea. Pentru ce la PNL după aceea? Pentru moțiune. Eu votez pentru moțiune. Rămâneți independent ca să vă... Voi rămâne independent. Nu știu pentru câte perioadă, dar... Ce credeți? Ce se întâmplă cu moțiunea? Trece, nu trece? Se dezbate, vedem, mai puțin. Dar dumneavoastră cum votați? Eu mă votez. 24. Fiecare vot contează, scurul va fi la limită, deci... Fica dumneavoastră care contează, nu, mai mult? Nu, încă o dată, așa cum am mai spus, nu eu sunt cel mai important personaj de la unia ficei mele, ci cei care se căsătoresc, nu? Către alegători care m-au trimis aici, de colegii mei de politicieni. O să votez împotriva acestei moțiuni, datorită promisiunilor făcute de către domnul prim-ministru. Deci v-a convins și am încredere în cuvântul dânsului. Și v-a promis că v-aș rezolva aceste probleme care țineați pe domnul ministru, pentru că nu dă-mi. Astăzi trece moțiunea, nu trece? Am zis și tot zic, vom vedea. Dar ce feeling aveți? Nu știu. Chiar nu pot să îndrăznesc să fac nicio problemă. Sper să treacă. De asta sunt sigur. În rest, de unde pot să vină celelalte 4 voturi? Repet, de la oameni, de la parlamentari care vor redeveni oameni, vor merge cu două picioare, vor avea opinie proprie, vor avea respect față de cei care au votat și față de ei înșiși. Nu, mă gândesc eu ca parlamentar, cum aș putea să mă întorc la Târgu Jiu și să le spun oamenilor care m-au votat că mi-am bătut joc de ei și că am stat închis pe zi de Boc și de Udrea în cine știe ce cameră. Nu știu care sunt, care vor fi acei 4, dar bravo lor și felicitări. Ați trimis ieri premierul Ciucureanu